de modo consciente, correto, disciplina, să ne angajăm pe calea cea strântă și lungă care duce la raiul desfătării. Biserica ne cheamă la post și rugăciune. În această perioadă, fiecare dintre noi, încercând să postim și să ne rugăm, suntem adeseori ispitiți de cel rău. Pentru că, așa precum spune și Sfântul Apostol Pavel, diavolul este un ghimpe în trupul nostru. El vine și se cațără pe trupul nostru, se așează în inima și în mintea noastră, pe care o schimonosește, o golește de adevăr, o golește de iubire, o golește de credință și de dreapta socoteală. Iar pe om îl schimonosește, îl face fluierul prin care el cântă când vrea și unde vrea, îl face animal de povară, îl face o brută în familia sa, atât față de soție, atât față de copii. Dar ce este dureros în zilele noastre față de părinții care au dat viață? Pentru că sunt foarte mulți părinți care se plâng de copiii lor, se plâng că le este frică să vină copilul acasă. Pentru că, așa precum Mântuitorul ne-a arătat la Gadara, și aici la Gadara nu este altceva decât o mostră din ceea ce face diavolul cu omul. El nu se bucură să meargă în adânc ca să se chinuie între ei, ci ei se bucură să stea între oameni, se chinuie pe ei. Și se bucură și se bucură mult când vede că omul cade în mreaja lui și ascultă de el. Se spune că în pustie un frate era târât de diavolul cu un lanț și unui părinte îmbunătățit, fiindu-i milă de el, a luat îndrăzneală și a mers la diavol și l-a certat, spunându-i: ce ai cu fratele nostru? Ție îți poruncesc, lasă-l, dă-i pace. Și diavolul a spus: eu doar trag lanțul acesta, el se ține și nu se lasă de el. Și uitându-se părintele mai bine, într-adevăr, diavolul trăgea doar de lanț. Dar noi, în inconștiința noastră, de multe ori ne prindem și ne ținem de acest lanț al păcatelor prin care diavolul ne trage în muncile cele veșnice. Nicodima Ghioritul spune că înainte diavolul lupta cu oamenii și ispitea foarte mult. Acum, diavolul îi pune numai pe calea lui și le spune drum bun și ei se duc. Și parcă tot mai mulți dintre noi ascultăm de el. Nicolae Steinhardt spune că diavolii se mulțesc ca factorii patogeni. De aceea, iubiți credincioși, părintele Arsenie
Spune, apropie-te de omul care crede în Dumnezeu și tu vei crede în El. Și doar trei lucruri avem și sunt arme puternice împotriva diavolului. Sfânta Liturghie, care are ca obiect sfințirea darurilor și ca scop sfințirea credincioșilor, împărtășirea credincioșilor cu cele trei dimensiuni, pomenirea Maicii Domnului și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și Sfânta Cruce. Cu aceste trei arme, iubiți credincioși, să ne luptăm și noi și să mergem pe calea aceea strântă și lungă care duce la Raiul Desfătării. Amin.